Salut, bine te-am regăsit. Sper că ești în concediu pentru că sau te pregătești să pleci în concediu sau în vacanță, pentru că astăzi vom discuta despre următoarea întrebare: Cum mă pot antrena în perioadele de concediu? O întrebare foarte, foarte bună. În general, alergătorii pasionați întreabă cum pot lucra în perioadele în care mă antrenez intens. Dar hai să găsim câteva soluții pentru cei sau cele care urmează să plece în vacanță sau în concediu și se tem că vor pierde ceea ce au câștigat în ultimele luni de antrenament. În primul rând, dacă este vorba despre o mini vacanță, un city break sau știu, o vacanță de 2-3 zile, lipsa antrenamentului nu cred că îți va da peste cap planul de a termina un maraton. Da? Deci liniștește-te, nu înseamnă că dacă ai sărit un antrenament, gata, s-a dus maratonul. Oricum, chiar și așa, pe măsură ce îți dezvolți dependența de alergare, cu siguranță vei dori să alergi și atunci când nu ești acasă. Deci hai să vedem ce, ce, ar fi de făcut. Varianta ideală, bineînțeles, este de a-ți organiza vacanța sau concediul în jurul unui eveniment sportiv, de exemplu maratonul X, la munte, la mare sau în altă țară. Și atunci e mult mai simplu. Ți-ai pregătit echipamentul, și că pe data Y ai maratonul, vine cu tine familia, în ziua maratonului te duci la start, ai terminat maratonul, te alături familie și îți vezi de vacanță mai departe, mai ales că după maraton, cu siguranță urmează o perioadă de refacere în Care nu necesită atât de multe antrenamente sau alergări Varianta ceva mai realistă este cea în care urmează să pleci cu familia Sau cu prietenii în concediu și îți dorești să petreci cât mai mult timp cu ei, și sau să vizitați cât mai multe locuri. Personal, indiferent dacă plec în interes de serviciu sau în vacanță cu familia, bagajul începe cu echipamentul de sport și cu un plan de antrenament pentru destinația respectivă. Șansele de a face sport în concediu sunt mult mai mari dacă ai echipament la tine, până la urmă este normal, cred. Sunt câteva întrebări la care caut răspuns înainte de plecarea în vacanță. Um... De exemplu, când urmează să alerg, adică în ce interval orar. De cele mai multe ori, soluția optimă este dimineața, înainte ca familia să se trezească. După care, după ce s-au trezit, e ceva mai greu. Vă sacrifici în timpul petrecut cu ei și așa, vacanțele sunt pentru a petrece mai mult timp cu familia. Deci, recomand cu drag, ori înainte să se trezească ei, ori după ce se culcă. Dar, în realitate, în practică, e mai simplu să te antrenezi înainte ca ei să se trezească, chiar dacă vorbim de jumătate de oră, nu trebuie să... Ne gândim chiar așa în grandoman, dacă nu poți să alerg 4 ore, nu are niciun sens. Bun, o altă întrebare la care mă gândesc este unde urmează să, să alerg. adică care ar fi locul. Eu știu, într-un parc, pe plajă, în pădure, depinde unde urmează să fie vacanța. Și um, ajută să faci un mic research, să vezi unde alergă oamenii acolo. Sau pe bandă, nu știu, într-un hotel, într-un resort... Um, cu siguranță au sale de sport și poți alerga pe bandă acolo câteva minute. De asemenea, mă întreb cu cine voi alerga, dacă este cazul. Poate, sigur, în cercul tău de prieteni sau în familie sunt persoane care alergă și atunci lucrurile sunt mult mai simple, vă treziți și alergați împreună. Dar de ce mai multe ori un anunț pe Facebook în care întrebi cine alergă pe data X, intervalul orar Y în orașul Z, face minuni cu siguranță vei primi măcar sugestii despre unde se poate alerga în orașul în care mergi. Dacă e vorba despre alergare de... Dacă ești călător și interese de serviciu, ajungi într-un oraș pe care nu l-ai mai văzut și îți dorești să-l vizitezi, de multe ori alergarea de dimineață rezolvă și acest aspect. Vezi mult mai multe într-o oră de alergare decât mergând după aceea cu un ghid, eu știu, șase ore pe, pe străzi. În cazul în care din diverse motive ai posibilitatea de a alerga sau mă scuze, reformulez. În cazul în care din diverse motive nu ai posibilitatea de a alerga în vacanță, există, există câteva alternative. De exemplu să faci o drumeție pe munte, să mergi cu bicicleta, să noți, să mergi cu caiacul sau să faci rafting, abar Să faci o sesiune de 30 de minute cu exerciții de forță, să cari bagaje sau de ciment, să cosești iarbă sau, mă rog, să găsești orice altă metodă sau spor care să te mențină activ pe perioada vacanței. amintește că orice mișcare este mai bună decât nicio mișcare. Cam atât pentru astăzi, concediu plăcut și pe curând!